Victor Ponta a aflat decizia judecătorilor în dosarul turcenii Rovinari. În alta curte de casație sublinierei justiției a discutat, la un nou termen, joi, în prim instanț, dosarul Rovinari, turceni, în care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru sevâr sublinierea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnuri private, complicitate la evaziune fiscală sublinierei sepelarea banilor. Judecătorii au decis, de această dată, se amână verdictul, i-au stabilit un nou termen pentru 10 mai. Instanța Supremă a amânat, până acum, de 4 ori pronuncarea sentinței în acest dosar. Victor Ponta a fost trimis în judecat de DNA pentru falsul înscrisuri sub semnuri privat 17 infracțiuni, complicitate la evaziune fiscală, în form continuată, sublinierea sepelarea banilor, fapte sevâr sublinierea în calitate de avocat, reprezentant legal al cabinetului individual de avocat Ponta Victor Viorel. În dosar mai sunt judecați fostul senator Danova, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați Iova sublinierei Asociații, Laurent Ciuciurel, fost director general al 10 Complexul Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, sublinierei Octavian Laurenciu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni. Procurorii susțin ce, în perioada octombrie 2007-decembrie 2008, Victor Ponta, prin cabinetul individual de avocatură, a obținut de la Scaova sublinierei Asociații peste 188.000 lei, pentru presupuse activități efectuate în conlucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat. Astfel, la 30 august 2007, între Scaova sublinierei Asociații, reprezentat de OVA, sublinierei cabinetul individual de avocat Ponta Victor Viorel, reprezentat de Ponta, s-a încheiat o convenție de conlucrare profesional, având ca obiect conlucrarea celor două părți în dosarele de natură penal, de drept penal al afacerilor, precum sublinierei în alte cauze în care se va ivi necesitatea. Convenția s-a încheiat pe o perioadă determinată. În convenție s-a prevăzut ca pentru lucrurile profesionale efectuate în conlucrare onorariile să fie încasate de societatea de avocați, iar avocatul Ponta să primească o sumă fix de 2000 de euro pentru care va emite o factură lunară. Prin procesul verbal din 29 octombrie 2007, inculpații au hotărât suplimentarea cu 1000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta pentru octombrie 2007, lună în care OVA s-a înțeles cu Cristea Dumitru să încheie un contract de asistent juridic prevăzut cu comisiuni de succes, susține DNA.